Matei, capitolul 27. De la versetul 32 vom citi un fragment din suferințele Domnului până la versetul 50. De data aceasta vom rămâne așezați pe locurile noastre și aș vrea să citim meditativ acest pasaj din Evanghelie. Pe când ieșeau afară din cetate, au întâlnit pe un om din Cirene, numit Simon, și l-au silit să ducă crucea lui Iisus. Când au ajuns la un loc numit Golgota, care înseamnă locul căpățânii, i-au dat să bea vin amestecat cu fiere, dar când l-a gustat, n-a vrut să bea. După ce l-au răstignit, i-au împărțit hainele între ei, trăgând la sorți, pentru ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: și-au împărțit hainele mele între ei și pentru cămașa mea au tras la sorți. Apoi au șezut jos și îl păzeau și i-au scris deasupra capului vina: acesta este Iisus, împăratul iudeilor. Împreună cu el au fost răstigniți doi tâlhari, unul la dreapta și celălalt la stânga lui. Trecătorii își băteau joc de el, dădeau din cap și ziceau: tu care strici templul și îl zidești la loc în trei zile, mântuiește-te pe tine însuți. Dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe cruce. Preoții cei mai de seamă, împreună cu cărturare și bătrânii, își băteau și ei joc de el și ziceau: pe alții a mântuit, iar pe sine nu se poate mântui. Dacă este el împăratul lui Israel, să se coboare acum de pe cruce și vom crede în el. S-a încrezut în Dumnezeu, să-l scape acum Dumnezeu dacă îl iubește. Căci a zis: eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Tâlharii care erau răstigniți împreună cu el îi aruncau aceleași cuvinte de batjocură. Dar de la ceasul al șaselea până la ceasul al nouălea s-a făcut întuneric peste toată țara. Și pe la ceasul al nouălea Iisus a strigat cu glas tare: Eli, Eli, lama sabachthani, adică: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Unii din cei ce stăteau acolo când au auzit aceste vorbe au zis: strigă pe Ilie. Și îndată unul din ei a alergat de a luat un burete, l-a umplut cu oțet, l-a pus într-o trestie și i-a dat să bea. Dar ceilalți ziceau: lasă să vedem dacă va veni Ilie să-l mântuiască. Iisus a strigat iarăși cu glas tare și și-a dat duhul. Acesta este cuvântul Domnului. Doamne, Dumnezeul nostru, n-avem cum să ne detașăm de acest cuvânt al Evangheliei. N-avem cum să rămânem insensibil la suferințele tale, suferințe care ne-au mântuit. Am dorit acum, înainte de a ne apropia de masa Domnului, să ne smerim înaintea ta, să ne deschidem inima și să ne cercetăm pe noi înșine. Și te rugăm, Doamne, ca să lucrezi și mântuirea și sfințirea în inimile noastre, prin acest cuvânt sfânt și prin puterea Duhului Tău. Te rugăm să ne asculți, pentru că te rugăm în numele Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, și în puterea Duhului Sfânt. Amin.
aș dori să vorbesc despre suferințele lui Hristos. Mi-am intitulat mesajul De ce a ales Iisus calea suferinței? Cu mai mulți ani în urmă, când copiii erau mai mici, mi-a venit o idee într-o seară, era chiar în Săptămâna Mare, să le dau de lucru copiilor mei și să extragă câteva idei din Evanghelii despre suferințele lui Iisus. Ei să citească singuri și fiecare pe o hârtie să treacă ce fel de suferințe a avut Iisus. Dintre toți, cea mai mică dintre fetele mele și dintre copii, Ana, pe atunci era la școala generală în clasele primare, după o vreme mi-a mai cerut o hârtie și a început iar să scrie. Umpluse o hârtie pe două părți. I-am dat a doua hârtie și a umplut-o și pe aceasta. Și a trebuit eu singur să opresc. Cei mari abia au scris câteva idei. Cea mică a umplut 4 pagini despre suferințele Domnului. Și când mi-a dat lucrarea, deasupra a scris nenumărate suferințele lui Iisus sunt nenumărate. Și așa era. În inocența ei a înțeles că n-ai cum să sintetizezi în cuvinte omenești suferințele Domnului Hristos. Oare le poate contabiliza cineva întru totul? Nu cred. Când vorbim despre suferință, parcă facem un pas înapoi, ni se stinge glasul, suntem mai prudenți. Facem orice să nu ne întâlnim cu suferința. Și uneori eforturile noastre sunt nobile, alteori ridicole. Preferăm să mergem la un film, nu? Decât la spital. Predicăm mai mult despre binecuvântări decât despre suferință. Avem și uneori atitudine de exagerare. Așa vorbim încât nimeni să nu cumva să sufere. Nu ne spunem adevărul în față ca nu cumva să sufere celălalt. E bine să fim atenți unii cu alții, să fim sensibili la simțămintele celorlalți. Dar aceasta nu înseamnă să eliminăm realismul, confruntarea, disciplina, realitatea. Apostolii au ales această cale să rostească adevărul în dragoste, dar să-l rostească cu adevărat. Vă amintiți de prima predică la Rusalii, când s-a născut Biserica lui Hristos? Apostolul Petru, când le vorbește evreilor, voi l-ați răstignit pe Iisus. Nu vă dați înapoi. Direct. Păi în vremea aceea să spui așa ceva și să arăți spre VIP-urile religioase ale acelei vremi însemna închisoare. De altfel, mai târziu i-au și închis pe apostol. Pentru aceasta răsturnau lumea pe dos cu mesajul lor. Dar au spus adevărul direct. De ce astăzi unii se feresc să spună adevărul? Da, acesta e Hristosul nostru.
Ne vrem un Hristos optimist, vindecător, un guru. Așa, un revoluționar, un lider entuziast, pozitiv. Da, Hristos este un victorios și are autoritate. Dar acest Hristos a suferit moartea pentru noi. S-a lăsat omorât, răstignit. A ales să sufere. De aceea crucea stă în centrul credinței noastre. Și noi nu putem predica altfel pe Hristos decât răstignit, spune Apostolul Pavel. Știm că poate fi un mesaj mai puțin simpatizat, demodat pentru unii, că oamenii astăzi fug de ideea suferinței, dar este mesajul Evangheliei lui Hristos. Noi nu putem predica o altă Evanghelie. De aceea, mereu ne strângem la masa Domnului. Hristos a instituit această rânduială ca să ne amintim cum am fost mântuiți. N-am fost mântuiți prin lozinci triumfaliste, ci prin jertfa Lui, prin suferință. Și s-ar putea secretul vieții de creștin să stea exact aici. Așa cum vom încerca să arătăm. Auzim vorbindu-se despre răstignirea lui Iisus. Și îi auzeam pe unii tineri odată așa mai naivi. Vai ce trist! Oh, sărmanul Iisus, poor Jesus. He was a victim. Și se uită la răstignire, la suferință, așa, cu compătimire. E adevărat că Iisus a suferit o moarte teribilă, dar n-a fost o victimă. El putea oricând să evite această răstignire, dar a ales să moară în suferințe. A ales să sufere până la capăt pentru noi. Că să ne poată înțelege astăzi pe noi când trecem prin suferințe. Ca să putem prețui lumina în întunericul moral de azi și frumosul în mizeria morală de astăzi. Când mă gândesc la suferințele mele, ar trebui să mă gândesc implicit la suferințele lui Hristos pentru mine. El a simțit cu noi, El ne cunoaște în slăbiciunile noastre. Cartea Evrei este excepțională aici. Capitolul 4, capitolul 5. Modul în care Hristos a devenit mare preot pentru noi, un mediator. Și ori de câte ori te prezinți înaintea lui Dumnezeu, prin El și în numele Lui, El mijlocește pentru tine. Pentru că îți înțelege slăbiciunile. Da, pentru că a suferit și El. Avem un Hristos participativ. Avem un Domn care ne înțelege în slăbiciunile și în suferințele noastre. Slavă Lui pentru aceasta. Am să vă recit o poezie scrisă de un român, de un mare filozof și poet, Lucian Blaga. Am ales-o dintre multele lui poezii, nu îmi plac toate, dar aceasta sublinează ceva frumos și adevărat. Ascultați poezia Lauda suferinței de Lucian Blaga. Atâția dintre semeni nu prea știu
ce să înceapă în zori cu suferința. Ei nu-și dau seama nici spre seară de prilejul chemat să înalțe mersul cunoștința. Suferința poate fi întuneric, tăciune în inimă, pe frunzi albastru ger, pe coapsă ea poate fi pecete arsă cu fier, în bulgăre de țărână, o lacrimă sau sâmbure de cer. Nu mai calcă pe pământ cine calcă în suferință. Ea schimbă la față argila, o schimbă în duh, ce poate fi pipăit, duios, cu știință. Tată, care le ești și vei fi, nu ne despoia, nu ne sărăci, nu alânga de pe tărâmuri orice suferință, alungă pe aceea doar care destramă, dar nu pe aceea care întărește ființa întru ființă. Fă ca semenii noștri, de la oameni la albine, de la învingători la biruiți, de la încoronați la răstigniți, să ia aminte că există pretutindeni și această suferință. Până astăzi și de acum înainte, singura legătură între noi și tine. De aceea poeții sunt frumoși, pentru că sunt singurii care pot să adune în câteva concepte, idei, trăirile noastre. De aceea psalmii sunt iubiți de toți credincioșii, pentru că sintetizează ce nu pot face filozofii. Care au fost sursele suferinței lui Iisus? De ce a ales Iisus să sufere pentru noi? Am pus deoparte câteva suferințe de care a avut parte Domnul nostru. Și veți vedea că așa de bine se identifică cu suferințele noastre. Pentru că și El, deși era Fiul de Dumnezeu, era om ca și noi, și-a asumat natură umană ca să o mântuiască din interior. Prima suferință poate neașteptată, prima sursă a suferinței lui Iisus a fost singurătatea. Patimile lui Hristos ne arată că totul a început cu o noapte înaintea răstignirii în grădina Ghețimani. Iisus a retras acolo cu trei dintre ucenici pentru ca să se roage. Când te apropii de momente cruciale în viață, nu lupta singur. Caută-ți parteneri de rugăciune. Dar ucenicii lui Iisus n-au rezistat. Și după un timp au adormit. N-au preceput nimic din ce se întâmpla cu Hristos, cu Domnul lor. Iisus a suferit această lipsă de grijă, de protecție, de loialitate, de participare în suferința Lui, tocmai din partea celor apropiați. E ca și cum tu te lupți spiritual pentru ceva important. Te consumi. Crezi că ai tăi sunt cu tine, dar de fapt lor nu le pasă. Pentru că sunt din aceștia care te expediază rapid. Am să mă rog pentru tine. Ești în inima mea. Dar ei nu fac nimic pentru tine.
Și știi că ai rămas singur. E foarte dureros. E o suferință cumplită. Uneori mai cumplită, dureroasă decât suferințele fizice. Știți că aici mă refer mai ales la părinții care suferă pentru copiii lor. Se roagă pentru mântuirea lor. Se consumă zi și noapte și lor nu le pasă. Ai preferat să primești lovituri în trup ca să-i vezi bine spiritual. Și ei nu simt nimic. Ei nu sunt cu tine. Parcă ești singur. Așa a început săptămâna suferințelor lui Hristos. Acolo în singurătatea grădinii. Știa că va muri și știa cum va muri și dorea ca prietenii lui să fie aproape de el, să-l încurajeze, să vorbească cu el, să se roage împreună și ei dormeau. Și mai târziu știți că l-au părăsit cu toții și a rămas singur în fața crucii. Unde erau prietenii care au promis loialitate până la moarte ca și Petru? Împrăștiați, lași, au fugit toți. Ați trăit acest sentiment? Sentimentul când te lasă prietenii la greu. Poate că aici, în circumstanțele dumneavoastră, experimentați mai des acest sentiment. Eu am trăit la nivelul meu în anumite situații acest sentiment de singurătate în care cei care trebuiau să fie lângă mine dintre prieteni nu spuneau nimic, își întorceau discret fața de la mine, nu mai vreau să dea mâna cu mine, își făceau de lucru, nu mai primeam telefoane, au început să vorbească împotriva mea, să scoată la iveală lucruri din intimitatea prieteniei. Știți cum te simți? Dezvelit, descolit, trădat. După ce te-ai lăsat cunoscut în prietenie, profită de tine. După ce te-ai arătat vulnerabil, pentru că nu poate fi prietenie dacă nu te arăți și vulnerabil. Și mai târziu ei să profite tocmai de aceste slăbiciuni ale tale. E sentimentul trădării prieteniei. Și cel mai greu este să împaci acest sentiment al trădării, al abandonului, al singurătății cu sentimentul prezenței divine. La suveranității lui Dumnezeu, că Dumnezeu e acolo și știe tot. Greu te cuplezi când ești singur. Poate de aceea ucenicii lui Iisus l-au abandonat de frică de a nu fi identificați cu el. Nu cumva numele lor să fie asociat cu acest Iisus. Mi-amintesc de perioada comunistă, când mulți au preferat să plece din biserică, să nu se mai identifice cu poporul evanghelic, cu bisericile lor, ca nu cumva să fie strigați pe stradă, pocăit. Și astăzi tinerii parcă ar fugi de identitatea lor. Preferă tot felul de alte nume. Tinerii nu mai merg azi la biserică, știți, și la club. La bis. La întâlnire. Cântările noi evită numele lui Iisus, ați observat? Sună unele dintre ele ca și cântări de dragoste între tineri. Este în unii această jenă, probabil, această rușine să se unească, să se identifice cu Hristos. Știți, problema aici nu este ce simți tu, ce simte Hristos când te vede întorcând spatele credinței.
Când Iisus era înaintea morții, s-a simțit singur. Oricine s-ar găsi înaintea unei astfel de încercări, să știți că are nevoie de cineva împrejur. Mai ales când stai în fața morții. Încă nu am întâlnit om pe patul de moarte care să ceară să fie singur. Dimpotrivă, când ești bolnav sau când simți că ți se apropie sfârșitul, ai vrea ca tot să fie lângă tine. Să stea acolo, doar să fie acolo prezenți. E partea alinării durerii și alungării fricii. De aceea, vă încurajez să simțiți unii cu alții. Când cineva este bolnav sau în fața morții, du-te și stai lângă el. Nu te gândi că nu vei ști ce să spui. Acești oameni nici n-au nevoie să le spui multe, au nevoie de tine acolo, de prezența ta, de compania ta, de rugăciunile tale. Poți doar să-l ții de mână. Nu pare mult, dar contează enorm pentru cel în suferință. Și dacă știi că cineva suferă din pricina relațiilor, a depresiilor, caută-l. Dă-i un telefon, trimite un mesaj, fă-ți simțită prezență. Contează pentru fiecare. Eram la Oradea cu mai mulți ani în urmă și aveam un vecin maghiar care era mecanic și mai mergeam pe la el și într-o zi îmi spune: domnul pastor, vreau să vă spun ce mi s-a întâmplat de curând. Am fost în spital și am fost operat. Și acolo în salon, când așteptam să fiu operat, am cunoscut un frate, zice, de credință cu dumneavoastră. Și a început să vorbească cu mine, mi-a dat și o Biblie. Dar eu mă gândeam, zice, numai la operație, că era o operație dificilă. Dar acest credincios, zice, nici nu vorbea despre suferința lui, tot despre suferința mea vorbea, tot mă încuraja. Și a venit ziua operației. S-a dus în sala de operații, operația a reușit și când s-a întors, o asistentă medicală i-a spus: domnul, ați observat ceva? Știți pe colegul dumneavoastră din salon, cu tare, câtă vreme ați fost pe sala, pe masa de operație? Domnul acela a venit și a stat la ușa de la sala de operație și s-a rugat tot timpul pentru dumneavoastră. Și vecinul acesta, care nu era de credința noastră, îl lăuda în sens pozitiv pe acest frate de credință. Era un frate pentecostal care a stat, nu știu, 2 ore aproape a durat, am înțeles, operația, să se roage pentru un străin. Sunt oameni singuri în lumea aceasta care au nevoie de tine. Caută-i. Nu trece pe lângă ei oricum. A doua suferință a lui Hristos a fost trădarea. Știți despre Iuda, unul din ucenicii aleși personal de Iisus. Acest ucenic l-a cunoscut pe Hristos de la început, în toată puterea, cuvântările lui, învățăturile lui, miracolele lui. A avut parte de cele mai bune vești ale împărăției lui Dumnezeu. Și Iisus i-a arătat aceeași dragoste ca celorlalți ucenici. Chiar i-a dat de lucru, i-a dat autoritate peste finanțe, l-a făcut casierul grupului.
Iuda s-a dus în campanie de vindecări și exorcizări și minuni cu Domnul Iisus și cu ucenicii ceilalți. A predicat el însuși Evanghelia, a vindecat bolnavi împreună cu ceilalți, a scos demoni. Și în ciuda acestor privilegii, l-a trădat pe stăpânul lui pentru bani. Cam ce credeți că a trăit Domnul nostru când Iuda l-a trădat? Foarte dureroasă trădarea, mai ales când vine de la cineva drag. Te lovește adânc în inimă. E ca și când auzi pe cineva care ți-a fost apropiat că te vorbește de rău. Nu știu dacă ați trecut pe aici. Tu l-ai ajutat când a fost în nevoie și acum te vorbește de rău la alții? Am trăit și aceasta, să știți. E dureros să știi că lucra în paralel. Să ai acel simțământ că ai fost folosit, că ai fost doar un instrument pentru prietenul tău să-și atingă niște scopuri ascunse. Acest tip de suferință l-a avut Iisus. E ca și când copiii trădează secretele familiei. E ca și când un angajat te sapă ca să ajungă în locul tău. E ca și când partenerul tău de viață flirtează cu altul sau cu alta. E ca și când foștii frați de credință trădează calea, se duc la alții. Iisus știa că Iuda îl va vinde. Și la cine i-a acordat acea ultimă ocazie pe care Iuda a refuzat-o? Profețiile vorbeau într-adevăr despre fiul pierzării, dar nicăieri nu este disculpat Iuda, pentru că vinovăția era a lui. Dar durerea Domnului să știe că are un trădător în grup. Vreau să te întreb, ce fel de caracter ai? Trădezi ușor? Ești un profitor? Sau ești un om de caracter? Indiferent cât pierzi, stai lângă ai tăi. Acesta e caracterul. Și eu cred că Dumnezeu îi binecuvintează pe oamenii statornici, integri, de caracter. Chiar dacă binecuvântările nu vor veni imediat, sunt pregătite pentru tine. A treia sursă a suferinței lui Iisus a fost nedreptatea. În cazul Domnului, nedreptatea a luat forme insuportabile chiar și pentru dușmanii lui Iisus. Când sutașul a văzut pe Iisus cum moare, n-a mai rezistat. A înțeles că e un sfânt și a spus că acesta e Fiul lui Dumnezeu. Vă amintiți cum mereu Iisus era acuzat de tot felul de lucruri, de minciună, de erezie, de răscoală, de blasfemie? În final, liderii religioși evrei de atunci, ca să scape de Iisus pentru că îl urau, fiindcă Iisus le spunea adevărul, au adus niște martori mincinoși. Mărturile lor nu se potriveau. Au venit cu acuze imaginare. Și știți ce făcea Iisus? Tăcea. Nu răspundea. Singura dată când Iisus a răspuns a fost când marele preot l-a pus sub jurământ și l-a forțat să mărturisească dacă este sau nu Fiul lui Dumnezeu. Atunci Iisus a rupt tăcerea și a confirmat că este Fiul lui Dumnezeu.
Pentru că acesta era adevărul. Dar în rest, tăcea. El știa că este acuzat pe nedrept, până și Pilat știa acest lucru. Când l-a interogat pe Iisus, știa că e un nevinovat. Știa că liderii evrei îl invidiau și de aceea îl doreau mort. Și totuși a cedat, de aceea Pilat a fost vinovat. Gândește-te că tu ești în această situație în care cineva te judecă și te acuză de lucruri pe care nu le-ai făcut, știi că ești nevinovat, dar există un interes din partea celor care te acuză și se influențează decizia finală. Ce ai face tu? Ce ai simți? E un tip de suferință peste care mulți trec foarte greu. Dar Domnul nostru spune în Isaia că s-a dus ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura deloc. A preferat să sufere. De ce? Știa că trăiește într-o lume nedreaptă? Știa că Dumnezeu are ceva de lucrat în el, de formatat în el? Știa că nu suferința de moment contează, nu acuzele nedrepte, ci planul pentru care suferă. De ce Dumnezeu îngăduia? Poate că nu ți-e clar lucrul acesta, dar dacă te încrezi în Dumnezeu, atunci vei trece peste astfel de acuze. Pentru că Dumnezeu are un plan și El nu greșește niciodată. Asta cred că știa Hristos. Știa că Dumnezeu îl integrase în planul său prin suferință. Nu exista altă cale. Era singura cale ca să ne mântuiască pe noi. De aceea a suferit Iisus. Iisus a suferit. Singurătatea, a suferit trădarea, a suferit nedreptatea și nenumărate alte suferințe. Mai am încă un singur exemplu să dau, care mi se pare că este cea mai grea suferință dintre toate. Suferința lui Hristos a fost în faptul că Dumnezeu tăcea. Tăcerea lui Dumnezeu a fost parcă prea mult. De aceea El s-a rugat, de aceea a vrut să intre din nou în contact cu Tatăl mereu. Și de pe cruce a vorbit cu Tatăl. Și Tatăl n-a zis nimic. E, asta este greu. Să suferi în toate felurile. Și cel care știe cel mai bine de ce suferi, să nu zică nimic. N-ai trecut oare pe aici? Când Dumnezeu nu îți mai vorbește, nu-ți spune de ce suferi. Un scritor francez spunea cândva că suferința devine mai ușor suportabilă când se simte împărtășită. Dar în cazul lui Iisus, nimeni nu dorea să împărtășească. Rămâi doar tu. Cu cine? Richard Wurmbrand, care a suferit pentru credința lui 14 ani în închisările comuniste, a scris mai târziu o carte cu Dumnezeu în subterană. Toți ar trebui să citiți această carte. Și la un moment dat, pentru că era undeva sub pământ, la vreo 10 metri, fără lumină naturală, n-avea voie să scoată un cuvânt, altfel era bătut, băgat la carceră, nu era cumplit. Gardienii patrulau pe sus,
îi umileau pe toți de acolo. Și Richard Wundt a stat câțiva ani acolo, în subterană. Și la un moment dat descrie ce făcea el acolo. Vă citez. Mai întâi spuneam o rugăciune, în care adesea nu lipseau lacrimile de recunoștință. Rugăciunile, ca și semnalele radio, sunt auzite mai clar în timpul nopții. Atunci se dau marile bătălii spirituale. Apoi, ca și cum aș fi fost în biserică, țineam o predică, începând cu iubiți frați într-o credință. Într-o șoaptă pe care niciun gardian n-ar fi putut să audă și sfârșind cu amin. Își predica lui însuși. Făcea slujbă de unul singur în celulă. Îl onora pe Dumnezeu și acolo. Deși Dumnezeu tăcea, dar asta nu l-a împiedicat să își pună încrederea în continuare în Dumnezeu. Când Domnul nostru Iisus Hristos a fost în Ghețiman, de trei ori s-a rugat Tatălui Său ca să ia de la El paharul suferinței. Nu s-a rugat pentru anularea planului divin, care implica crucea. Știa că acesta este scopul final al vieții și morții Lui. S-a rugat însă pentru o altă cale. Însă o altă cale nu exista. De aceea trebuie să accepte voia Tatălui și să spună totuși cum voiești tu, nu cum voiesc eu. Mă gândesc că ai trecut printr-o astfel de situație. Să strigi la Dumnezeu și cerul să fie închis. Să nu primești răspunsul pe care l-ai dorit. Poate că e bine atunci, când cerul tace, să nu mai continui. Nici Iisus n-a insistat, nici Pavel n-a insistat. Pur și simplu, poate că ar trebui să te oprești, să te lași în voia lui Dumnezeu. Poate că și noi am vrea să găsim calea cea mai ușoară, să evităm suferința, dar Dumnezeu are planul Lui. El poate că vrea să suferi. Poate că Dumnezeu pur și simplu vrea să se laude cu tine. În fața cerului și a lumii întregi. Să zică ca și lui Iov, acesta este robul meu. Mă slujește, mă iubește, îi e teamă de bine, se ține curat fără niciun motiv. Necondiționat. Doar pentru că mă iubește. Suferința poate să te întărească pentru și să te pregătească pentru perioade mai grele din viață. Sau poate că Dumnezeu vrea să elimine prin suferință anumite obiceiuri rele din viața ta. Sau poate că te pregătește să poți întări pe alții în suferința lor mai mare decât a ta. Pentru că numai dacă treci prea acolo prin suferință, poți să-i înțelegi. După moartea primei mele soții, pentru un semestru nu m-am adus la școală să predau cursuri. A trebuit să stau acasă cu copiii, să jelesc. Și apoi am reluat slujba de dascăl. Și când eram acolo la cursuri, într-o pauză, mă anunță cineva că sunt căutat. M-am dus în curtea școlii. Și acolo mă aștepta o tânără îmbrăcată în negru. Era clar de la început că era în suferință. Mi-a spus că mă cunoaște parțial, m-a întâlnit cândva
Și mi-a zis povestea ei, spunându-mi: frate profesor, dumneavoastră mă puteți înțelege, altul nu. Eu am rămas atunci surprins. Și îmi spune povestea ei. Se căsătorise de curând. A doua zi după nuntă, soțul ei are accident și moare în accident de mașină. A doua zi după nuntă. Și acum avea o altă situație, pentru că în zona respectivă a țării, undeva în sud, neamurile soțului decedat doreau să o mărite cu fratele fostului soț. Și nu știa cum să răspundă. Avea o problemă de toate felurile, adică și problemă spirituală și problemă socială. Nu intru în detalii ce am discutat și ce am sfătuit-o, dar a fost prima dată când am înțeles că există și pot exista suferințe pe care eu nu le-am cunoscut și poate nu le voi cunoaște niciodată, dar Dumnezeu mă pregătise pe mine prin suferința mea să pot să înțeleg, să ascult, să mângâi pe cei care trec tot pe acolo. Poate că de aceea Dumnezeu te trece prin anumite suferințe. Altfel nu îi vei putea înțelege pe ceilalți. Nu așa a fost cu Domnul nostru. Ne-ar putea El înțelege acum când ne rugăm Lui. Prin ce trecem? Dacă El n-ar fi trecut? De aceea v-am dat câteva exemple despre suferința Lui. Singurătate, nedreptate, trădare, dureri fizice, aparentul abandon al lui Dumnezeu, când pe cruce a strigat: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Crucea suferinței s-ar putea să taie acolo unde nu ne dorim sau unde ne doare cel mai tare. Pentru că Dumnezeu vrea să depindem total de El. Apare un abandon din partea Lui, că nu intervine, nu-ți vorbește, dar să știi că El este acolo. De ce așadar a acceptat Iisus să sufere? Credeți că n-ar fi putut să se apere, să evite toate aceste tipuri de suferințe? Putea. Și aici vreau să precizez ceva încă o dată. Iisus putea apela la înger, să termine imediat pe toți dușmanii Lui, într-o clipă, dar n-a făcut-o. Dumnezeu putea interveni și în alte feluri dramatice, radicale. Dar Iisus a ales calea suferinței. Asta e foarte important. Iisus n-a ales spectaculosul ca să ne cucerească inima. A ales calea crucii. Și calea crucii înseamnă ca întâi să suferi pentru ca să primești cununa. Durerea vine înaintea gloriei. Martin Luther a fost primul mare reformator al bisericii. El a avut așa numită teologia crucii. Pentru el spunea: teologia crucii este peste teologia gloriei. Teologia slavei, a gloriei, caută explicații în rațiune, în evidențe, în experiențe, dar o teologia crucii, da? Știe că nu există explicații mulțumitoare pentru mintea noastră. Crucea pune un semn de întrebare la toată apologetica sau teodiceea noastră.
și cere să credem și să recunoaștem ce spune Apostolul Pavel în Roman 9, că nu atârnă de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. De aceea, frați și surori, credința în Dumnezeu nu oferă nici o garanție împotriva tragediei. Dar există o glorie în suferință. Există o glorie care se poate vedea numai în suferință. De ce a ales Iisus această cale? Iisus a ales calea suferinței ca preț al ascultării. Dumnezeu a decis să-L zdrobească prin suferință și Iisus a acceptat ceea ce Dumnezeu a plănuit. În original, Isaia 53:10, care e textul citat, că Iisus sau unsul, Mesia, robul, trebuia să fie zdrobit prin suferință, termenul este plăcere, adică lui Dumnezeu i-a făcut plăcere să-L zdrobească prin suferință. Aici nu este vorba de sadism, ci plăcerea este dată de obiectiv, de planul răscumpărător care venea prin suferința robului. Și Iisus a înțeles aceasta. El a acceptat prețul ca să rămână ascultător de Tatăl până la capăt. Este o demonstrație de ascultare de care toți avem nevoie. Lecția aici este că în viața de credință va trebui într-o zi să alegi suferința ca să stai sub ascultare. Poți să nu alegi, să o eviți, să ieși din planul lui Dumnezeu, să ieși de sub voia lui Dumnezeu. Vei suporta consecințele, dar prețul s-ar putea să fie suferința. Al doilea gând pe care l-am, Iisus a ales suferința ca semn al iubirii. Nu poți iubi cu adevărat dacă nu ai capacitatea de sacrificiu. Aici se vede iubirea. Iubirea nu este doar prin romantisme. Cu adevărat ești om de plin dacă accepți suferința. Și chiar în relații. Vă amintiți, citeam despre faptul că mai mulți îl batjocoreau pe Iisus când era sus pe cruce. Cam toți spuneau același lucru. Să se mântuiască pe El însuși. Dacă e Fiul lui Dumnezeu, salvează-te și apoi vino și salvează-ne și pe noi. Era ironie. Dar mă întreb, de ce nu s-a dat Iisus Hristos jos de pe cruce? Credeți că Iisus ar fi putut pogorâ de pe cruce? No problem. De ce n-a făcut-o? Pentru că dragostea nu se salvează pe sine. Pentru că dragostea nu se coboară jos de pe cruce. Este ca și cum ai cere unei mame să avorteze. Este ca și cum ai cere unui misionar să abandoneze. Când iubești ceva cu adevărat, la prima suferință te dai jos de pe cruce. Gata, renunți. Aici a fost testul. Se putea mântui Hristos pe sine? Da, dar nu mai eram noi mântuiți atunci. De aceea dragostea l-a determinat să rămână pe cruce. El a ales suferința. El a ales moartea. Așa cum atâția riscă să moară de dragul celorlalți. Dar mai există ceva. Iisus a ales suferința ca model al trăirii, al vieții. Modelul lui se numește modelul servului împărat, cum spune o cântare, robul rege. Este modelul
pe care l-au acceptat și apostolii. Și mă tem că noi ne-am îndepărtat de El. Atât de comozi suntem. Facem orice să nu suferim. Căutăm tot felul de scheme și uși să ieșim, nu cumva să ne strece cineva zona de confort. Ne-am instalat frumos pe calea credinței. Acolo stăm. Asta spunea Dietrich Bonhoeffer, mare teolog care a fost martirizat de Hitler, cel de-al doilea război mondial. Asta spunea el că este harul ieftin. Să primești iertarea și apoi să nu mai faci nimic, să te lăfăiești în har, cică. Nu există așa ceva. Harul niciodată nu este ieftin. Harul a fost totdeauna și va fi costisitor. De aceea Pavel spune colosenilor la un moment dat că vreau, zice, să împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru biserică. Pavel nu suferea pentru același scop ca și Iisus. A suferit însă tot în sens mântuitor, răscumpărător, pentru credincioșii din biserică, pentru că aceștia când îi văd lui suferința pe câmpul Evangheliei, pentru lucrare, să fie întăriți în credința lor. Asta înseamnă completarea suferințelor lui Hristos. Suferința te face să empatizezi cu ceilalți aflați în suferință. De aceea cred că Dumnezeu i-a respins rugăciunea să nu mai aibă țepușul în carne. Tocmai pentru ca Pavel să arate tuturor că se bazează pe har. Acolo stă puterea. Frați și surori, chemarea lui Hristos pentru noi astăzi este să suferim împreună cu El. Nu să fugim cum încearcă unii să ne seducă. El ne-a chemat să ne lepădăm de noi înșine, să luăm crucea, să-L urmăm pe El, să riscăm batjocura celor din casa noastră, să riscăm trădarea prietenilor, să riști chiar perioade de singurătate, de suferință fizică în cazul unora. Pavel ne spune că această suferință, fraților, este un privilegiu. Filipeni, capitolul 1, versetul 29, căci cu privire la Hristos vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El. Noi, din instinct, vrem să evităm suferința, dar suferința e parte vitală a maturizării, a cunoașterii intime. Spune Pavel tot filipenilor, vă amintiți când el își descrie scopul spiritual, ce își dorește el cel mai mult? Noi oare ce am fi pus acolo? Iată ce spune el, ce îmi dorește cel mai mult? E să-L cunosc pe Hristos și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la înviere din morți. Richard Wurmbrand, de care am pomenit, scria tot într-o lucrare de-a lui că biserica subterană este o biserică săracă și plină de suferință, dar care nu are niciun membru căldicel. Acest mesaj este pentru cei căldicei, cei care vor să fie între două lumi, să aibă doi stăpâni, nu se poate. Asta e suferința. Nu o căutăm intenționat, nu vrem neapărat să fim persecutați, nu e nevoie, suferința te va găsi pe tine. Dacă ești urmașul lui Hristos, cine vrea să trăiască cu evlavie în Hristos, va fi prigonit. Niciodată Hristos nu ne-a promis fericirea, El n-a promis cerul senin, nici flori pe cale fără pelin. De aceea când
vor veni astfel de momente în viața ta în care ți se va testa credința prin suferință, să nu te dai înapoi. Nu căuta o cale mai ușoară pentru ca nu cumva să te compromiți. Acesta e modelul apostolilor, martirilor, bisericii. Ei n-au susținut prosperitatea și comoditatea. Tocmai suferința acestor creștini a mișcat lumea spre pocăință și credință. Există o putere a Harului care e cu tine în suferință. Crede în aceasta. Suferința e partea chemării și identificării noastre cu Hristos. N-ai cum să fii altfel. N-ai cum altfel. C.S. Lewis întreba într-una din scrierile lui, de ce suferă cel neprihănit? De ce nu? Spune el. Doar el poate să facă față suferinței. Extraordinarea măreție a creștinismului, spunea Simon Veil, vine din faptul că nu caută un remediu supranatural pentru suferință, ci o utilizare supranaturală a suferinței. De aceea, frați și surori, când stăm la masa Domnului, trebuie din nou să revenim la cruce, să vedem cum stăm cu relația. Ne identificăm noi cu Hristos și cu cei care suferă. Am uitat de ei. La aceasta suntem chemați. Nu la comoditate, nu la zona de confort, ci suntem chemați și la suferință. Pregătește-te, pentru că nu știi când Domnul te va chema ca să se laude cu tine în suferința ta. Important este ca gloria Lui să se arate prin tine. Și ce dacă El mă alege pe mine sau pe tine să-și manifeste gloria? Cine suntem noi să comentăm? Noi trebuie doar să ne supunem și să ascultăm și să zicem ca Domnul nostru, totuși facă-se nu voia mea, ci voia ta. A acestui Hristos minunat care a suferit pentru noi, care s-a răstignit pentru noi, care a trăit singurătatea și trădarea și nedreptatea și tăcerea, a acestui Hristos care a biruit moartea și ne-a dat speranță vie. Lui să fie toată slava în vecii vecilor. Amin.